care ar trebui, care trebuie să fie atitudinea unui om în fața suferințelor lui Hristos? Aceasta este întrebarea la care vom căuta să răspundem astăzi. Realitatea este una pentru toți, dar fiecare o vede din punctul lui de vedere. Sau altfel spus, realitatea este colorată de ochelarii pe care îi porți. Dacă porți ochelari roz, lumea va părea roz, dacă e verde, va fi verde și așa mai departe. Aceasta este o metaforă pentru starea noastră spirituală. Pentru Natalia Cruceru, realitatea este privită prin situația soțului ei. Aceasta o interesează, aceasta o copleșește, dincolo de ceea ce se întâmplă cu Marius la spital, nu se vede prea mult. Veți spune, are miopie. Nu. Ochelarii ei sunt dragostea pentru soțul ei. Și toată realitatea este văzută prin acești ochelari. Pentru cei care sunt în echipa de fotbal și în familiile jucătorilor de fotbal, la mini-fotbal în România, astăzi este o mare bucurie. Realitatea lor este că zilele trecute, mi se pare ieri sau înaltă, ieri au câștigat titlul de campion mondial la mini-fotbal într-una din fostele republici ale Uniunii Sovietice. Dumneavoastră nu știți? Pentru ei însă, acestea sunt ochelarii. Ei cred că acum sunt campioni mondiali și toată lumea, dacă e mondial, toată lumea trebuie să știe despre ei. Și adevărul e că nu știe. Dar ei poartă ochelarii aceia. Realitatea este complexă, dar fiecare alegem de realitate culoarea ochelarilor pe care îi purtăm sau starea sufletească prin care ne uităm în jurul nostru. Vreau să vă spun că obiectul de cult cel mai folosit din religia evreilor de astăzi este acesta. Orice casă de evreu care este religios intră vineri seara în sărbătoarea lor care se numește Sabat. Iar acesta este paharul care se scoate în fiecare vineri seara, se pune pe masă și se rostesc rugăciunile de intrare în sabat, se cântă cântarea de intrare în sabat și apoi se bea din paharul acesta. Paharul este unic, un pahar, dar le-au dat diferite forme și diferite modele de-a lungul anilor. Am fost să cumpăr ceva anul trecut legat de nașterea Domnului Iisus și l-am găsit acolo în magazinul evreilor, între altele, pe acesta care are forma unui copac din care beau ei. Copacul verde este Domnul Iisus, pomul vieții din Edem, care este aici, simbolizat este Domnul Iisus. Și evreii, fără să-și dea seama, ei iau cina împreună cu noi pentru că beau din Domnul Iisus. Interesant. Acesta este obiectul de cult cel mai folosit în familiile evreilor. Pentru cei care aveți curiozitate, vă las să-l treceți din mână în mână, nu beți deocamdată nimic din el. Muzeele din lumea întreagă și galeriile de pictură sunt presărate cu tablouri ale scenei răstignirii Domnului Iisus Hristos. Oamenii intră, se uită la statui, cum este Pieta a lui Michelangelo, în care Domnul Iisus este în brațele Mariei, când este dat jos de pe cruce. Titlul este Milă. Mai mult decât milă, este Pietate în limba italiană. Sunt tablouri făcute de pictori celebri și sunt tablouri făcute de pictori anonimi. Există un tablou care, într-un anumit loc de lumea aceasta, are sub el o inscripție pe care nu este trecut numele, pronumele pictorului și data la care a fost făcută pictura, ci scrie, iată ce am făcut eu pentru tine, tu ce faci pentru mine? Interesant. Interesant, pătrunzător. Dacă mi-ar fi dat însă mie libertatea să scriu sub toate statuile acestea
sub toate picturile acestea o inscripție unică, aș alege textul din Luca, capitolul 23, de la versetul 26 la 34. Și din textul acesta doar câteva spicuiri le-aș pune acolo. Textul acesta este un text care m-a frământat de mult, n-am predicat niciodată din el. Am găsit o aluzie la el într-una din predicile foarte, foarte bune ale Martin Lloyd-Jones, mare teolog de limbă engleză. Și el, din textul acesta, are trei puncte foarte lapidar enunțate. Nu plânge sau nu plângeți. Think. Gândește-te. Și trei, pocăiește-te. Repent. Acesta este ceea ce aș pune eu sub toate statuile sau tablourile care dau o scenă a răstignirii Domnului Iisus Hristos. Pentru că emoția în fața suferințelor lui este firească, dar nu este suficientă. Există un alt fior care trebuie să ne pătrundă atunci când stăm în fața cinei și în fața suferințelor Domnului Iisus Hristos. Textul redă o întâmplare paradoxală din viața Domnului Iisus și reacția Domnului Iisus este paradoxală. În mulțimea aceea de oameni care urlau și strigau, răstignește-l, răstignește-l, a existat o mică excepție, mica excepție de pe drumul către Golgota. Nu ni se spune prea mult despre cine sunt aceste doamne, dar este o binecuvântată excepție. Toată lumea îl scuipă, toată lumea îl condamnă, toată lumea abia așteaptă să-l vadă mort. Pe când îl duceau să-l răstignească, versetul 26, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. El era sfâșiat de dureri, era plin de sânge, era carne vie, cădea. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei. Și femeile acestea au ceva deosebit. Ele au acum ceea ce vor avea când se vor întoarce după moartea lui majoritatea care s-au bătut cu pumnul în piept și și-au dat seama ce cafă monumentală au făcut când duhurile rele i-au lăsat în pace și și-au venit în fire sau intrat în ei înșiși și-au zis, wow, ce-am făcut? Dar înainte de răstignire, singura excepție este grupul acesta de femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Ce-ați fi făcut dumneavoastră dacă ați fi fost Domnul Iisus? Astăzi lucrăm cu imagini, cu simboluri și cu sentimente. Imaginea este suficient de puternică pentru ca să-l facă pe el să se oprească. E așa de sfârșit de durere și așa de sfârșit de puteri încât i-au luat și crucea și celor care îl chinuiau li s-a făcut milă de el. Și el nu este prăbușit în durerea lui, ci are ochi să vadă, ochelarii lui. Niște femei care plâng. Și în mulțimea aceea de tauri din Basan, cum spune Psalmul 22, vede insula aceasta de sentiment curat. Și este suficient ca să-l oprească din drum. Suficient ca să-l oprească din drum. Are ceva de spus. Femeile acestea merită o predică. Este ultima predică publică a lui în afară de cuvintele care le va rosti pe cruce. Iată ultima predică a Domnului Iisus. Auditoriu, un grup de femei care plâng. El e sfâșiat, e carne vie, dar din carnea aceea de vie străbate mila și dragostea unui Dumnezeu care a venit și vrea să stea de vorbă cu oamenii. Iisus s-a întors spre ele.
s-a întors spre ele. Și a zis, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci iată vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au alăptat. Grozavă predică. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne! Și urmează versetul pe care eu l-aș pune sub toate operele acestea de artă. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? E o rostire adâncă, doar câteva cuvinte. Dar cel care agonizează în durere este suficient de lucid să spună lucruri de o importanță cosmică. Și cuvintele acestea sunt adresate acelor femei, dar sunt adresate fiecăruia dintre oamenii care sunt emoționați în fața scenei suferințelor lui. Sunt cuvintele pe care ar trebui să le audă fiecare pictor care a pictat la comandă un tablou și după ce a terminat tabloul s-a uitat la el și a zis, interesant, s-a dus la un bordel și a trăit cu ceva femei și a tras o beție, mulțumit că a câștigat bani. Cuvintele acestea pot fi adresate tuturor turiștilor superficiali care au trecut dintr-o sală în alta a muzeului, au ajuns la tabloul acesta și au zis, o, săracu, ia, mi-aduc aminte, așa e. Și au plecat apoi la felul lor de șer de viețuire, să trăiască în păcat, departe de Dumnezeu, superficial. Au avut o emoție, au avut o emoție. Și au zis, cu emoția aceasta m-am achitat față de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în persoana Domnului Iisus, spune, nu așa, n-ați înțeles nimic. Nu plângeți! Nu plângeți! Nu eu sunt de plâns. Gândiți-vă! Și al treilea lucru, pocăiți-vă! Nu eu am soartă tragică. Eu știu de ce am venit, știu de ce sufăr, știu de ce mor, știu unde mă duc și voi fi mijlocitorul mântuirii tuturor celor care își vor pune credința în mine. Nu plângeți! N-am o soartă tragică. E o lucrare pe care am venit să o fac. Dacă vreți o tragedie pentru care trebuie să plângeți, este tragedia voastră. Acelor care nu vă despărțiți de păcat, care nu înțelegeți ce fac eu acum aici. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului, ai ce cuvinte! Ai ce cuvinte! Potirul acesta evreiesc este singurul copac verde în pădurea acestei lumi. El este singurul copac verde. Se spune, dacă mie mi se fac lucrurile acestea, care sunt viață într-o pădure de uscăciuni, ce foc, ce vijelie și ce suferințe va fi când pădurea întreagă va fi prinsă de vâlvătaie. Don't cry, think and repent. În fața suferințelor Domnului Iisus, cel care îl văd pe el suferind, văd o realitate, sunt ochelarii lui și e bine că o văd așa. Dar dincolo de realitatea aceea, Domnul Iisus spune, gândiți-vă, gândiți-vă la voi înșivă. Tu gândește-te la tine și gândește-te la cei care sunt uscați, cei care n-au înțeles să se desprinde de păcat și să îmbrățișeze viața, să primească viața. Dacă eu trec prin suferințele astea, știți voi ce înseamnă suferințele iadului? Aia să plângeți. Voi și copiii voștri riscați să mergeți în iad. Așa că la fiecare evreu care ia pocalul acesta în mână și la fiecare om care vede ceva din suferințele Domnului Iisus, le-a scrie acolo mesajul acesta. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, tu cum ești? Tu cum ești?
Dacă ești uscat, soarta ta este mult mai tragică. Suferința ta va fi mult mai mare, imens de mare, grozav de mare. Ăla e motivul pentru care trebuie să plângi și plânsul acela trebuie să te îndemne la pocăință. La pocăință. În fața dreptății lui Dumnezeu, cel care a purtat păcatul lumii a trebuit să sufere. În fața dreptății lui Dumnezeu, cei care își poartă păcatele lor vor trebui să fie dați pierzării, pierzare veșnică, grozavă, cruntă. Și de sub bicele cu care a fost bătut, de sub crucea pe care n-a mai putut-o purta, leșinatul acesta de putere face o corecție și spune: Doamne din Ierusalim, frumos sentiment aveți, e milă de mine. Pe mine însă m-a adus aici mila pentru voi. Știți ce soartă veți avea voi fără mine? Luați ochelarii eternității. Prin lentilele acestea ale vieții de aici, cea mai mare nedreptate, cel mai sfâșietor lucru care s-a întâmplat a fost suferința Domnului Iisus pentru noi toți, fără nicio îndoială. Nu toate tablourile din lume și toate statuile din lume nu vor putea descrie ce s-a întâmplat acolo. Ce face Domnul Iisus este să se întoarcă însă la femeile acelea și să le spună: schimbați dioptriile. Nu vă uitați la ce se vede. Luați lentilele eternității. Că în balanța eternității, soarta voastră și a copiilor voștri este mult mai tragică. Și în felul acesta, rostind ultima predică, Domnul Iisus încheia simetric cu aceeași temă cu care a rostit-o pe prima, pe care o preluase de la Ioan Botezătorul și care sună tot așa scurt și foarte convingător. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Don't weep, think, repent. Nu plângeți, gândiți-vă, pocăiți-vă. Ultima lui predică simetrică cu cea din tâi. În lentilele eternității aceasta este realitatea cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Binecuvântat să fie Domnul că cei care ne-am împărtășit cu viața Lui, cum a spus fratele Doru, avem parte la eternitatea împreună cu El. Cine are urechi de auzit sau de Doamne, ajută-ne să ne lipim tare de pomul vieții care ești Tu și dincolo de suferințele tale pe care le vedem aici, să vedem suferințele noastre pe care nu le vom mai avea din cauza că Tu le-ai purtat asupra Ta. Binecuvântat să fii Dumnezeul nostru, astăzi și în veci de veci. Amin.